Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. După miile de cazuri de rujeolă înregistrate în toată țara, boala a ajuns și în Argeș. Sunt mai multe cazuri confirmate în județ, printre care și la un adult. Situația este și mai îngrijorătoare în condițiile în care vaccinul antirujeolă nu se găsește în cabinetele medicilor din Argeș. Trei copii și un adult au fost diagnosticați cu rujeolă în Argeș. Sunt primele cazuri cu astfel de boală depistate în ultimii ani. Specialiștii spun că rujeola se poate extinde la mai multe persoane. Dintr-un număr de 10 cazuri suspecte raportate începând din luna martie, 4 au fost confirmate. Deci, probabil că se va răspândi și la noi rujeola. În depozitul Direcției de Sănătate Publică Argeș nu mai sunt stocuri de vaccin împotriva rujeolei. Aceeași problemă o regăsim și la cabinetele medicilor de familie. Vaccinul împotriva rujeolei, rubeolei și a oreionului lipsește din depozitul nostru și de la o parte din medici de familie. La nivel național, până în această lună s-au înregistrat aproape 5.000 de cazuri confirmate cu rujeolă. 4.600 sunt la persoane total nevaccinate, iar dintre acestea, peste 3.800 sunt copii. Nu trece zi în care să nu vorbim despre autostrada Pitești-Sibiu. Pentru trei județe și pentru viitorul economic al acestora, dar și al întregii țări, autostrada reprezintă o prioritate. Așa că autoritățile din Argeș, Vâlcea și Sibiu s-au întâlnit și au discutat despre viitorul acestui drum de mare viteză. Se pare că în 2017 vor fi scoase la licitație tronsoanele 1 și 5 ale acestei autostrăzi. Asigurarea e dată de Ministerul Transporturilor. La inițiativa președintelui Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a avut loc o întâlnire a conducerilor consiliilor județene Argeș, Vâlcea și Sibiu cu reprezentanții Ministerului Transporturilor. La această întâlnire, la care au participat și arhitecții șefi ai celor trei consilii județene, au fost abordate chestiuni tehnice care privesc întregul suport legislativ pentru demararea în cel mai scurt timp a lucrărilor la autostrada Pitești-Sibiu. Vă pot asigura că am făcut ultimele retușuri tehnice, deci lucrurile merg. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au dat din nou asigurări că în acest an vor fi scoase la licitație tronsoanele 1 și 4 ale autostrăzii. Teatrul de vară din Câmpul Lung va fi demolat și înlocuit cu o parcare. Decizia a fost luată de autoritățile locale din municipiu în urmă cu 2 ani. Din pricina unor solicitări a unor consilieri locali a fost amânată. Săptămâna aceasta au fost însă reluate procedurile de demolare. Și acum au fost câțiva consilieri care s-au opus ideii de a fi dărâmat teatrul de vară, fără niciun rezultat. Utilajele firmelor de construcții au dărâmat treptele și o parte din gardul de beton. În locul teatrului de vară va fi amenajată o parcare de 30 de locuri. Am luat aprobările necesare, le aveam categoric pentru demolare și primim aprobarea și pentru execuția parcării pentru care avem proiect în zona respectivă. S-a luat această decizie din cauza faptului că zona centrală este paralizată în timpul orelor de vârf și a sărbătorilor. Dacă pentru teatrul de vară autoritățile din Câmpul Lung au reușit să găsească o întrebuințare, nu același lucru se poate spune despre Piața Vișoi. Pentru aceasta nu s-a găsit încă un cumpărător, astfel că licitația va fi reluată. Clădirea fostei piețe din Vișoi se află într-un proces de degradare vizibil după ce firma care a activat în incinta imobilului a dat faliment. Autoritățile din Câmpul Lung au scos la vânzare spațiul respectiv, dar în urma licitației nu s-a arătat interesat decât un singur cumpărător. Cum legea spune că este nevoie de cel puțin 3 ofertanți pentru o tranzacție corectă și legală, licitația pentru clădirea fostei piețe din Vișoi va fi reluată. Noi am avut un SEAP, am avut o prezentată, s-au cumpărat caietele de sarcini de câte 2 persoane, s-a depus o singură ofertă, ceea ce face ca licitația să nu se poată desfășura, că trebuie în prima fază minim 3 oferte. Ea va fi reluată cât se poate de repede. Autoritățile din Câmpul Lung vor modifica și caietul de sarcini înainte de a începe o nouă licitație pentru piața din Vișoi. Potrivit actualului caiet de sarcini, în clădirea respectivă pot fi amenajate 20 de spații comerciale la parter și alte 9 la etaj. Mai avem nevoie de carte în aceste zile? Ei bine, răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Cine ar putea oferi mai clar un astfel de răspuns dacă nu un literat? Dance Mihăilescu a discutat despre acest subiect la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu.
În ultimii ani, cărțile au pierdut tot mai mult teren în fața internetului sau a aplicațiilor online. În apărarea cărților vin însă mai mulți critici literari și scriitori sau nebuni, cum singuri se numesc, care consideră că viitorul stă și acum în carte. Pledoaria mea nu poate fi decât optimistă, în ciuda disforiei, a deprimismului, a declinismului, a tragediei mondiale și a apocaliptitei care se poartă peste tot, e bine să existe niște nebuni care cred că încă nu e totul pierdut. Și dacă este să am un ideal cultural în viață, este King Louis din Cartea Junglei, în jurul căruia se dărâmă templul de la maimuțe și el rămâne cu o piatră în cap. Acea piatră este pentru mine cartea. Dan C. Mihăilescu a încercat astfel să răspundă întrebării: mai este nevoie astăzi de carte și bibliotecă? O dezbatere organizată în cadrul Festivalului de Carte de la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu. Nu aveți atât de multă încredere în sine, vreți un impuls în acest sens? Probabil că nu sunteți singurii care simțiți acest lucru. Din acest motiv, specialiștii vin în întâmpinarea dumneavoastră și vă invită la un curs interesant de dezvoltare personală, ce va fi susținut la Universitatea Constantin Brâncoveanu, vineri de la ora 11. La nivel mondial, în perioada 24-28 aprilie, o jumătate de milion de copii și tineri beneficiază de o oră de dezvoltare personală. Specialiștii au ajuns la concluzia că pentru succesul fiecăruia în viață este foarte important să avem încredere în noi. Însă se pare că în ultimii ani acest lucru își pierde din intensitate la majoritatea persoanelor, ceea ce constituie un semnal de alarmă. Tocmai de aceea a fost luată și această inițiativă. Și la Pitești va fi susținută o astfel de oră de dezvoltare personală. Tema aleasă, una foarte importantă, imaginea de sine, o imagine de sine pozitivă. Mesajul nostru este, chiar dacă veți fi în vacanță, participați la o oră care vă va ajuta, vă veți distra în primul rând, că ne vom simți bine, vom discuta, ne vom uita la scurte filmulețe și pot veni și părinții, dacă doresc, pentru că toți avem nevoie să avem mai multă încredere în noi. Se pare că oamenii, în general, ne spun psihologii, dacă sunt întrebați de calități și de puncte slabe, cei mai mulți spun de 5 ori mai multe puncte slabe decât calități. Și practic din aceasta reiese că nu au încredere. Exact, exact, că toți avem nevoie de mai multă încredere în noi. Evenimentul la care sunt așteptați peste 150 de elevi de gimnaziu și liceu este organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Argeș și al Consiliului Elevilor Argeș. Acțiunea va avea loc vineri, 28 aprilie, ora 11, la Universitatea Constantin Brâncoveanu. CS Mioveni va juca în această după-amiază de la ora 17 în deplasare la Dacia Unirea Brăila. Partida contează pentru etapa a 31-a și este una foarte importantă pentru echipa argeșană, care are șansa cu o victorie să se mențină în plasa formațiilor din fruntea clasamentului. În tur, la Mioveni, elevii lui Alexandru Peli s-au impus cu 2-0. Înainte de acest meci, primele locuri ale clasamentului arată astfel. Pe primul loc, Juventus București, 66 de puncte. Pe 2, Sepsi Sfântul Gheorghe, 54 de puncte. Pe locul 3, UTA, cu 53 de puncte. Pe 4, FC Brașov, cu 52 de puncte. Și pe 5, CS Mioveni, cu 51 de puncte. Tabăra argeșană este optimistă înainte de deplasarea la Brăila, iar antrenorul Alexandru Peli este încrezător în forța formației pe care o antrenează. Crede că CS Mioveni are puterea să se întoarcă acasă cu un rezultat pozitiv, care să o mențină astfel în cursa pentru primele locuri. Nicolae Dică este decis să continue la SCM Pitești și după terminarea acestui sezon competițional al Ligii a treia. Tehnicianul echipei din Trivale vrea ca autoritățile locale să-i ofere bugetul necesar pentru a se putea bate la promovare în Liga 1 în sezonul următor. Nicolae Dică a purtat deja o primă rundă de discuții cu autoritățile locale și așteaptă materializarea lor. Eu am gândit această strategie și pentru Liga 2, dar deocamdată primăria încă nu a stabilit bugetul pentru Liga 2, încă nu știm pe ce să ne bazăm și nu poți să aduci în perioada aceasta să aduci jucători pentru că nu știi ce poți să le oferi. Dar eu, cu stafful meu, avem o strategie în care am gândit câțiva jucători, ne-am gândit pe cine să aducem, sperăm să și putem să-i aducem. SCM-ul va juca vineri în campionat în deplasare cu Concordia Chiajna 2. În aceste zile, pe lacul Bascov are loc campionatul național de caiac canoe pentru juniori 1, întrecere la care vor participa cei mai buni sportivi din țară. La această întrecere, CSM Pitești va fi reprezentată de 10 sportivi pregătiți de antrenorii Gheorghe Din și Agnoston Șipoș, care au ca obiectiv câștigarea a 6 medalii.
În aceste zile, pe lacul Bascov, are loc campionatul național de caiac canoe pentru junior 1, întrecere la care vor participa cei mai buni sportivi din țară. După terminarea concursului de junior 1, pe lacul Bascov va veni rândul juniorilor 2 să lupte pentru medalii. Așadar, vineri și sâmbătă, această locație va găzdui și campionatul național de caiac canoe rezervat juniorilor 2, competiție la care și-au anunțat participarea cele mai bune cluburi din țară. CSM Pitești va fi reprezentat la această întrecere de 12 sportivi pregătiți de antrenorii Gheorghe Din și Agoston și Poș, obiectivul fiind câștigarea a 3 medalii. Voleibalistele de la SCM Pitești vor disputa astăzi ultima etapă din acest sezon competițional. Echipa pregătită de Ciprian Dârnescu și Elena Bontaș va întâlni de la ora 17 în deplasare pe ACS Penicilina Iași. Confruntarea dintre cele două echipe contează pentru grupa valorică 7-12, din care mai fac parte Unic, Piatra Neamț, CSU Galați, CSU Medicina Târgu Mureș și SCM Craiova. Piteștencele ocupă locul 3 al acestei grupe valorice cu cele 42 de puncte acumulate în cele 31 de etape jucate până acum, în timp ce moldovencele, liderul ierarhiei, cu cele 49 de puncte adunate în tot atâtea runde disputate. Argeșencele au moralul bun după victoria din etapa precedentă cu Unic, Piatra Neamț, în timp ce ieșencele vin după o înfrângere cu 3-2 suferi în deplasarea de la CSU Medicina Târgu Mureș. Oficialii grupării din Trivale așteaptă o evoluție bună din partea jucătoarelor și un rezultat care să le conserve poziția pe care o ocupă acum în clasament. Argeșencele au nevoie de doar un singur punct pentru a rămâne pe locul 3 al acestei grupe. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 1. Urmează Acces Direct. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!